Dragi telespectatori ai FRP TV, vă salut cu mare căldură și cu mare drag pe toți cei care urmăriți această emisiune. Este un debut de emisiune care se numește Oameni și Valori. Eu, Florin Bogdan, voi fi gazda dumneavoastră cu această ocazie și vă vom prezenta în cadrul acestor emisiuni Oameni și Valori în societatea românească. În această ocazie avem un invitat deosebit pe care am onoarea de a vi-l prezenta pe domnul Cristian Terheș, europarlamentar în Parlamentul European. Bună seara! Bună și mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit la televiziunea noastră, FRP TV, la acest debut de emisiune Oameni și Valori și ne-ar interesa foarte mult să-l cunoaștem pe eurodeputatul nostru, Cristian Terheș. Înainte de a vorbi despre mine, vreau să vă felicit pentru această inițiativă de a face un post de televiziune online al românilor din diaspora, ca români care am trăit aproape 17 ani în Statele Unite, până când am fost ales în Parlamentul European. Știu ce înseamnă diaspora, știu ce înseamnă să fii plecat departe de casă și cred că e mai mult decât binevenit o astfel de televiziune online a românilor de pretutindeni. Suntem parte din aceeași nație și e important ca experiența românilor de afară să poată fi împărtășită cu alți români din afară sau cu cei din România. Și vreau să vă mulțumesc cu această ocazie și să vă felicit pentru proiectul pe care l-ați inițiat, care e mai mult decât binevenit și de care era nevoie, aș spune, în mediul actual. Revenind la întrebarea pe care mi-ați spus-o, cine sunt, aș spune că sunt o persoană care născută la Zalău în 1978, am terminat liceul la Zalău, am mers la teologia greco-catolică din Oradea, iar după ce am terminat teologia, seminarul teologic, am mers în Statele Unite, în California, unde am cunoscut-o, mă rog, în ultimii ani de seminar, am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, am mers în Statele Unite, era româncă plecată de mai mult timp acolo și am stat în state până din 2002 până în 2019, luna aprilie, când am revenit în țară pentru a candida la alegerile europarlamentare. Pe perioada cât am stat în Statele Unite, am lucrat ca, cel puțin în ultimii ani, ca programator și director de business intelligence pentru o firmă care oferea aparatură non-invazivă în domeniul medical. Pe lângă asta am avut un ONG care a fost foarte implicat în chestiuni ce țin de respectarea drepturilor omului și statul de drept, restituția proprietăților în România. Și pe lângă asta am avut și o biserică în state pe care am pornit-o de la zero, o misiune greco-catolică în localitatea Tustin, Orange County, California. Deci eram, pot să spun că eram prins în trei job-uri cât timp am fost acolo, ceea ce mi-a dat ocazia să cunosc foarte multe lucruri, să învăț foarte multe lucruri și având cumva și norocul, binecuvântarea de a cunoaște foarte mulți români din exil, români plecați înainte de 89 din România, mulți dintre ei cu ani de zile de pușcărie și efectiv ani de luptă anticomunistă, am reușit să învăț de la ei foarte multe lucruri care m-au ajutat în activitatea aceasta în activitatea civică, să o spun așa, atât de relaționare cu autoritățile din România, cât și cu cele americane și să învăț pe de o parte din experiența lor și din greșelile trecutului care s-au făcut în perioada comunistă, să promovez România și în ultimul rând să pledez, chiar dacă am fost departe de casă, respectarea drepturilor omului, respectarea statului de drept, independența justiției și a democrației în România. Cam asta ar fi, să spun, într-o scurtă introducere, dacă ar fi să vorbesc despre trecutul meu. Mă mulțumesc frumos pentru această expunere, dar am niște curiozități totuși.
un tânăr de la Zalău, care a ajuns, ca să spunem așa, direct în Parlament, nu direct, ci prin a mers prin America și a ajuns în Parlamentul European, totuși pe mine mă interesează determinarea, năzuințele acelui tânăr care a făcut liceul în Zalău sau școala primară în Zalău. Tânărul Cristian gândea acest parcurs atunci sau care au fost începuturile, năzuințele, de unde au venit toate lucrurile acestea? N-am crezut nici în urmă cu un an sau un an și ceva sau câteva luni înainte de a fi în Parlamentul European că vreodată voi ocupa o funcție aleasă. Dar eu provin într-o familie care a fost persecutată de comuniști și pe motive religioase, pentru că suntem greco-catolici, și pe motive politice, pentru că suntem țărăniști și am fost din tată în fiu, să spun. Iar această persecuție din partea comunismului mi-a dezvoltat cumva și sentimentul pentru dreptate, dar și pentru a pleda pentru respectarea drepturilor omului, pentru că, mai ales în perioada comunistă, tot ce a însemnat subiectul acesta al respectării drepturilor omului, a fost o chestie desconsiderată, disprețuită de regimul comunist și la fel a fost și după 89. Când am terminat liceul sau eram în ultimul an de liceu, am simțit această chemare spre preoție și spre a merge pe această cale de reconsacrare, să spun, având în minte exemplul preoților și cărturarilor greco-catolici dinainte de 1948. Am cunoscut o parte din preoții care au reușit să scape din perioada comunistă și am învățat de la ei, a spune, din viu grai, cum era biserica greco-catolică înainte de 48 și înainte de a fi închisă de către comuniști. Și văzând exemplul lor din trecut și predarea aceasta mereu pentru dreptate socială, pentru respectarea drepturilor, pentru a respecta fiecare persoană, pentru a respecta drepturile și libertățile, am simțit această chemare spre, de a urma calea preoției. Și am mers la seminarul greco-catolic din Oradea și am făcut 5 ani de seminar, studiind tot ce înseamnă filozofie, teologie și alte lucruri care se învață la seminar. După ce am ajuns în Statele Unite, cumva aceste valori pe care le-am obținut și din familie și le-am dezvoltat în seminar, în universitate, în Statele Unite am văzut cum pot să fie concret aplicate în viața de zi cu zi. Pentru că am văzut modelul polonezilor, de exemplu, sau al comunităților maghiare, sau al evreilor, sau al armenilor, care erau foarte organizați și foarte, foarte lucrau strategic, să spun. Adică nu exista o coordonare între ei. Pledau pentru anumite lucruri comune, pentru țările lor și am spus, uite, de ce n-am putea să facem și noi la fel? Și am întrebat români care erau plecați sau fugiseră din România în perioada comunistă, zic, de ce în perioada comunistă noi n-am putut să ne organizăm ca și comunitate român-americană în cazul de față? Și mi s-a spus, domnule, orice încercare de coagulare a românilor s-a încercat, s-a pornit în America, erau serviciile din perioada comunistă, securitate, DIE, cine era atunci, se implicase pentru a băga discordie între oameni și a dezbina. Și atunci am zis, hai să găsim un alt mod de a implica pe oameni, fără să fie o chestie unde să fie un lider neapărat, ci să îi se dea cumva autonomie fiecărei comunități, fiecărui grup, fiecărei biserici care vrea să se implice. Dar să fie momente când importante pentru România, unde e important să ne strângem și să pledăm pentru ceea ce e bun și corect și necesar pentru România. Și aici am învățat cumva și din experiența unor lideri ai comunității român-americane de după 89, care după ce România a intrat în NATO în primul val, dacă vă aduceți aminte, s-a făcut o campanie foarte vocală în America de către comunitatea român-americană și a fost prima dată după 89 când românii americani s-au strâns în jurul unui ideal comun, care a fost sprijinirea integrării României în NATO. Luând cumva și exemplul lor, așa am reușit să înțeleg, de fapt, cum se organizează comunitate, cum poți să-i strângi pe oameni împreună și cum poți pleda pentru anumite lucruri care, în primă vedere, pot părea greu de atins. Și
având cumva determinarea aceasta care îmi vine pe filieră religioasă și politică, să spun, din familie, având exemplul celor dinainte de 1948 a episcopilor, preoților și intelectualilor greco-catolici, văzând aceste modele în Statele Unite, am zis, ok, hai să facem. Și am făcut. Am înființat un ONG, am început să ies public pe diverse teme pe care le consideram importante, am deschis diverse procese în România împotriva unor instituții, inclusiv împotriva DNA-ului, împotriva Înaltei Curți, împotriva Parchetului General. Am reușit să aduc în discuție publică teme care erau... Poate acest subiect o să-l atingem puțin mai târziu. Știu activitatea de mare activist împotriva abuzurilor și împotriva nedreptăților, dar de acest lucru vreau să vorbim puțin mai târziu. Acum s-a atins o idee foarte interesantă despre a face sau eforturile cuiva de a aduna românii la oaltă, de a fi uniți pentru un interes. Ce îi unește pe români? Ce îi poate uni pe români, mai ales pe românii plecați din țară? Aici ar fi multe lucruri care îi unesc, dar important este ca și cei din țară și cei din afară să înțeleagă că sunt mai multe lucruri care îi unesc decât care îi despart. În primul rând, cel puțin în experiența pe care am acumulat-o în state și pot să vorbesc în cunoștință de cauză, cred că cel mai important lucru care îi unește pe românii din diaspora, din afara României, este experiența pe care o au în a trăi în astfel de democrații funcționale și de a aduce în țară experiența respectivă. Pentru că e una, știți că în 1990 sau după 90 spunea și Iliescu că vrem să facem noi o democrație autentică aici, că știm noi ce e de făcut. Sunt anumite lucruri care e bine să-l înveți de la alții, lucruri bune, mă refer. Și aici ai bagajul enorm de cunoștință, de experiență pe care românii, care, mă rog, din diverse motive economice sau sociale sau din alte motive, sunt în prezent în afară României, le-au învățat în statele acestea și le pot aduce înapoi în România și să le implementăm aici pentru a sări peste aceste generații de care avem nevoie să învățăm anumite lucruri. Gândiți-vă că prin instaurarea comunismului în România, România a rămas blocată, de fapt. Poate numai că a rămas blocată, a mers înapoi zeci de ani. Deci noi în 89, după 90, după căderea cortinei de fier, noi n-am mai fost pe același picior de egalitate cu vestul, de exemplu, care deja era în expansiune economică, socială, industrială în perioada respectivă. Ori, noi suntem astăzi în 2020 cu milioane de oameni care lucrează în afara României și prin experiența lor pe care au acumulat-o acolo, ar putea să o ducă înapoi în România și să ajute la saltul, aș spune, peste ani și peste zeci de ani pe care România îl poate face cu acești români care sunt plecați. Cred că asta e cel mai important lucru care ar trebui să ne unească. Pentru a face o astfel de unire, însă ai nevoie de oameni politici în fruntea României vizionari, care să știe să se, nu aș spune neapărat să se folosească, dar să știe să pună în folosul României această resursă umană imensă care există în afara României și care cred că ar fi deschisă să vină să-și ajute propria țară să se ridice. Aici pot să vă spun că am încercat în anii cât am fost în state să vorbesc cu autoritățile din România, indiferent de la ce partid au fost. Să fac anumite chestii care să îi adune pe români împreună și, mă rog, rezultatul a fost zero. Pentru că liderii din România, când vorbesc despre diasporă, privesc diaspora doar ca o sursă de vot și atât. Și eventual o sursă care trimite bani acasă. Ignoră această cunoaștere și experiența enormă acumulată de românii din diasporă, care ar putea să fie adusă și pusă în beneficiul țării. Deci pentru a crea o astfel de uniune, unitate, spune, ai nevoie pe de o parte ca oamenii să înțeleagă atuul pe care îl au și ai nevoie de niște oameni politici cu gândire deschisă care să știe să folosească această resursă umană incredibilă. Revin cu o întrebare sau cu un mic comentariu. Sunt 30 de ani deja de la Revoluție. Știu că societatea românească s-a unit în 1989
ca să dărâme regimul comunist și au și reușit. Acum, unii istorici spune că românii s-au unit sau alte forțe s-au unit, nu intrăm în aceste comentarii, dar eu am trăit acele evenimente în acea perioadă și știu că era o emulație, era o fraternitate între oameni și eram cu toții fericiți că am reușit să dărâmăm regimul comunist, adică nu numai doar regimul și dictatorul Ceaușescu, și toată lumea era foarte fericită, ne îmbrățișam și eram atât de fericiți unii cu alții și respectoși și erau niște momente minunate. Dar pe parcurs a început lupta politică, partide, dezbinări, intrigi între, s-a încercat între între minoritățile naționale și majoritate și foarte multe lucruri din acestea în care să dezbine societatea românească. Dar totuși n-au fost atât de dezbinați încât partidele politice, societatea civilă, sindicatele să stea la masă și să discute, de exemplu, intrarea sau integrarea noastră în NATO, în Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri au fost eforturile comune a întregii societăți politice sau clasei politice și întregii societăți. Astăzi văd o dezbinare de nu se mai adună stânga cu dreapta niciodată, frate cu frate nu se mai înțelege, om cu om se urăsc și românii între ei de-abia se salută pe niște criterii chiar pot să spun politice sau sau alte și alte interese. Mai există astăzi un liant între noi românii de a fi uniți? Mai există acest liant, acest interes? Și care ar fi acesta? Deci spuneați că în 1989 românii s-au unit ca să dea jos pe cineva. Noi avem, cred că, în fibra noastră, dacă îi pun acolo, de a ne uni pe chestii care, nu știu, destrug, dezbină, dau jos, schimbă pe nu știu care. Când ia de a construi însă, îți ia mai mult timp să construiești decât să dai jos. Și pentru a construi, în primul rând, ai nevoie de un plan. Pentru că să dai jos o clădire, de exemplu, nu ai nevoie de niciun plan. Te-ai pus într-un colț și ai început să dărâm până ai ajuns în partea aia. Dar când vrei să construiești ceva, ai nevoie de un plan. Trebuie să te gândești unde vrei să fie poziționată casa, cum să arate cum să fie fundația, cum să arate pereți și toate restul. Pentru asta revenim cumva dintr-o chestie teoretică într-o chestie concretă. Ca românii să poată fi uniți astăzi în jurul unui ideal. Exact cum au fost după 89, uniți în jurul idealului integrării. Și n-a fost numai integrarea României în NATO și în UE, ci a fost direcția României, dacă să fie est sau să fie vest. Și pentru cei care nu-și aduc aminte, în 89-90, după Revoluție, URSS-ul încă nu se desfințase, nu se dezmembrase. Deci în România era o problemă, sau o problemă, se punea discuția, domnule, cu cine mergem? Mergem în continuare cu URSS-ul sau mergem cu vestul? Iar cel care a spus, domnule, direcția României este numai spre vest și acolo e locul nostru, a fost președintele PNSCD din timpul respectiv, Corneliu Popos. El a fost cel care a deschis discuția despre această direcție, că după 92, după dezmembrarea URSS-ului, a fost foarte ușor pentru toți liderii politici de la celelalte partide, nemai având o alternativă către est, să se îndrepte spre vest. Dar cel care a deschis prima dată discuția despre lucrul acesta a fost Popos. Ori, pornind de la acest ideal, manifestat prima dată de către Coposul, s-a pus în practică, prin a fost așa numită pace de la Snagov, 95, dacă nu înșel, când s-au pus inclusiv PRM-ul cu Vadim, cu Iliescu, mă rog, Verdeți, care mai erau pe atunci, s-au întâlnit toți și au spus, domnule, direcția noastră trebuie să fie vest și ok, ne umbate noi, ne scoate ochii aici pe diverse teme, dar pe următoarele două teme va fi consens național. Iar cele două teme a fost integrarea României în NATO și Uniunea Europeană. Și iată că s-a obținut lucrul acesta. Într-adevăr, după lupte, în NATO a intrat România în 2004, în Uniunea Europeană în 2007. Ori noi din 2007 până în prezent, nu mai avem un astfel de ideal național
în jurul căruia să se strângă toate partidele. Ori, în momentul de față, pentru a uni oamenii, oamenii nu se vor uni în jurul unui partid, nu se vor uni în jurul unui om. E bine să ai mai multe partide într-o societate ca să-ți arată, face parte din procesul democratic. Ar fi absurd să se unească toți oamenii în jurul unui om, că am ajunge la dictatură cum a fost pe timpul lui Ceaușescu. Dar e bine să se unească oamenii în jurul unui ideal care să fie îmbrățișat de cât mai mulți oameni și de cât mai multe partide politice. Și aici ar fi important, la nivel național astăzi, să se vorbească care e acest ideal, acest proiect, acest plan național în jurul căruia am putea să unim românii astăzi. Dacă m-ați întrebat pe mine, cred că un proiect național la care am putea lucra astăzi cu toții ar fi întărirea suveranității naționale pentru a aduce bunăstare acasă, astfel încât românii care au plecat din România, în special din motive economice, să se întoarcă acasă. Pentru că suntem în situația unde avem milioane de oameni, asta e forță de muncă, care ar putea să aducă plus valoare în România, care se lucrează la străini și nu mai ai efectiv oameni care să-ți ducă țara mai departe. Noi ce facem în momentul de față, ne împrumutăm ca să plătim pensii, să plătim salarii, mă rog, să facem anumite lucruri, dacă vă uitați și la Câțu să împrumute, dar nu știe nimeni ce se întâmplă cu banii. Dar problema rămâne, ce se va întâmpla cu copiii noștri? Ce viitor vor mai avea acești copii și nepoți într-o țară care are milioane de oameni ce lucrează afară și nu mai are economie, nu mai are industrie și nu mai are o grămadă de lucruri? Cred că acesta ar fi un subiect important de discuție și în jurul căruia s-ar putea uni o marjă mare, spune, din societatea românească. Deci reiese din discuția cu dumneavoastră că valoarea, deci pe lângă faptul omul contează foarte mult acolo unde este, deci omul sfințește locul și în politică, cât și în credință, și în religie sau în orice confesiune, dar și în politică valoarea trebuie să rămână primordială și una din valoarea noastră națională ar fi unitatea. Ar fi unitatea, să promovăm unitatea între oameni, între români, între cetățenii români, pentru construirea unui viitor mai bun în țara noastră. Aceasta este o valoare, cred că, supremă, pe care, sau de bază, pe care noi, ca societate, trebuie să clădim. Acum vreau ca și în calitatea noastră de eurodeputat, vreau să intrăm puțin, nu doar în sala de plen, pentru că aia o vedem. Vreau să știm ce se întâmplă la discuțiile de la o cafea sau discuțiile de pe holuri. Cum văd ceilalți eurodeputați cu care aveți contacte din celelalte țări? Cum vede sau cum se vede România? Cum se vede interesele noastre, ale țării noastre, vis-a-vis de interesele celorlalte state? Dacă puteți să ne spuneți pe scurt, pentru că cred că veți mai fi invitat la emisiunea noastră, că aveți foarte multe lucruri de spus. Ascultând această întrebare, mi-am adus aminte de un răspuns pe care Reagan, fostul președinte american, l-a spus, mă rog, întrebat fiind despre ce se întâmplă în Congresul Statelor Unite și spune: două lucruri nu vreți să știți cum se fac, legile și hadagul, cârnații, cum ar veni în America. Că nu știi ce bagă în ei. No, cam așa e cu legile și cu directivele și cu regulamentele care se fac în Parlamentul European. Absolut tot este politizat, de la de sus până jos. Uniunea Europeană în care noi ne găsim astăzi nu mai are nimic în comun cu Uniunea Europeană la care visau părinții noștri în anii 90 și pe care o gândeau părinții fondatori ai Uniunii Europene după 1950. Dacă în anii 50 se vorbea despre o comunitate, o comuniune de state suverane, naționale, care să se unească în jurul unor idealuri economice, că aducând prosperitate, să se promoveze pacea în Europa, ceea ce s-a și întâmplat. Istoria ne-a dovedit că a fost o idee foarte bună. Dar dacă părinții fondatori ai Uniunii Europene vorbeau despre o uniune a națiunilor,
astăzi vedem că se încearcă ștergerea acestei valori fundamentale a unui stat, suveranitatea și naționalitatea unui stat, spargerea statelor în regiuni și controlarea efectivă a tot ceea ce înseamnă politică publică de la Bruxelles de câteva state, cu precădere Germania și Franța. Dacă ești un stat mic în această Uniune mare, cuvântul ți-e foarte mic. Ai un cuvânt foarte puțin de spus, că în funcție de câtă populație ai, atâția reprezentanța ai în Parlamentul European. În plus de asta, România are o carență aici, pentru că România de ani de zile, de vreo 20 de ani, nu mai are politică externă. De fapt, noi suntem, se așteaptă niște ordine, să pare, din anumite părți și autoritățile române și ministrul de externe și cine mai este acolo, doar execută ceea ce le spun azi. Dar mă uit, de exemplu, la polonezi cum acționează, sau la greci, sau la unguri, nici nu mai vorbesc de unii. Deci ei au o direcție foarte clară în ceea ce, în ceea ce privește apărarea interesului lor național. Și se duc el până la cap. Sunt subiecte cu care nici ungurii nu sunt de acord tot timpul. Toți ungurii. O să unii din PPE o să voteze într-un fel, alții din SND votează altfel. Dar când sunt chestiuni ce țin de interesul lor național, toți votează într-o direcție. Același lucru e valabil și pentru nemți, și pentru olandezi, și pentru polonezi, și pentru orice altă nație, vreți, poate mai puțin cu excepția României. Când vine vorba de voturi importante, care creează precedente extrem de periculoase la nivel european, pentru tot ceea ce înseamnă democrație, stat de drept, suveranitate națională, o să vedeți pe foarte mulți că votează contrar interesului României. Bună oară, zilele trecute s-a discutat în plenara Parlamentului European despre condiționarea fondurilor europene pentru respectarea statului de drept. Ori, a venit Comisia Europeană cu un raport despre stagiul statului de drept în România, în Europa, inclusiv în România. Un raport care e complet politizat. Adică tu ai niște birocrați, niște funcționari publici de la Bruxelles, care vin ție și îți analizează statul drept chipul România, care nu știi cine sunt funcționarea aia, nu știi ce expertiză au, nu știi ce școli au terminat, ce înțelegere au ei despre sistemul de justiție și despre ce se întâmplă în România și îți vin cu un raport și spun cutare nu-i bun, cutare nu-i bun, ba aia la altă e bună, care de fapt nu-i bună și așa mai departe. Vă dau un alt exemplu, cu Bulgaria. Premierul Bulgariei este de la PPE, dintr-un partid care e membru Partidul Popular European, de unde face parte și PNL-ul și PMP-ul din România. PP-ul din Parlamentul European este la cuțite cu grupul SND, grupul socialiștilor și democraților, din care face parte PSD-ul din România. Dat fiind faptul că Comisia Europeană este condusă de către PPE, ani de zile s-au închis ochii la o grămadă de abuzuri care s-au făcut în Bulgaria de către acest premier susținut de către PPE. Anul trecut, în 2019, în urma unei negocieri pe care acest premier a avut-o cu Timmermans, dacă vă aduceți aminte, cel care toată ziua era cu gura împotriva României, premierul bulgar chiar a transmis live pe Facebook negocierea pe care a avut-o și i-a spus în felul următor: domnule, eu te votez să fii președintele Comisiei Europene dacă îmi ridicem CV-ul. În luna noiembrie 2019 vine Comisia Europeană și spune da, este ok să îi se ridice Bulgariei CV-ul, pentru că și-a atins obiectivele care au fost setate pentru ei în 2007. În schimb, România nu și-a atins obiectivele, deci mai rămâne cu CV-ul. Vine raportul respectiv la vot în Parlamentul European. Toată lumea se uita unul la altul și spune: bă, dar în Bulgaria acolo e mafie pe față. Da, dar asta e discursul politic, PPE-ul vrea să se ridice, să ridică. Și s-a votat în Parlamentul European să-i se ridice MCV-ul Bulgariei. Ca acum, în 2020, pentru că s-a schimbat conjunctura politică, să vină aceeași Comisie Europeană cu un alt raport și să spună că statul de drept în Bulgaria e praf. Păi atunci eu vin și vă întreb. Când a greșit Comisia Europeană? În 2019, când a spus că e ok să-i se ridice MCV-ul? Cred că avem o problemă de legătură. S-a blocat.
Așteptăm să se reia. Sau în 2020, când spune că statul de drept ca efect. Mă auziți? Da, acum a fost o mică întrerupere. Da. Dar acum se aude. Da. Deci toate aceste... Acum am înțeles despre dubla măsură, despre toate chestiile astea. Atunci, unde sunt valoare, unde sunt valorile europene de care se face atâta tam-tam? Unde este dreptatea, spus pe țărănește? Unde e dreptatea? Dacă, de exemplu, pentru unii ești ciumă, pentru unii ești mumă, aceste politici europene nu cumva, acum pun o întrebare, nu cumva este menite pentru a pe unele state să le favorizezi, pe altele să le defavorizezi, nu vreau să spun mai grav, să le destabilizezi până la urma urmei, sau care este adevărul? Exact, asta e adevărul, spus în trei cuvinte. Acesta e și adevărul, pentru că și atunci, atunci revine imediat o altă întrebare. Înseamnă că noi, cei de aici din Londra, cei din Anglia, înseamnă că putem să le dăm dreptate englezilor că au vrut să iasă din această uniune. Da, voi care sunteți în Marea Britanie, dacă întrebați-vă britanici aia autentici. Ce părere au avut ei despre Uniunea Europeană când au intrat în UE? Și de ce au votat atât de mulți să se iasă din UE? Și bine, pentru acum că mai este o chestiune. Revine aici. Încă o întrebare mai urgentă. Mai este o chestiune. Care state sunt? Care state? Numai o secundă. Da. Deci e important de înțeles un lucru. Marea Britanie, UK-ul a fost imperiu. Ăștia la 1200 au venit cu Magna Carta. Vorbim în Marea Britanie despre niște instituții care au în spate o tradiție, o istorie de sute de ani. Ei își înțeleg fibra națională, înțeleg ce înseamnă suveranism, înțeleg ce înseamnă independență. Vii către estul Europei însă, unde statele naționale s-au dezvoltat foarte târziu. 1800, începutul 1900. Gândiți-vă că prin spargerea Imperiului Austro-Ungar s-au creat state noi. Ori statele astea nu au în spate istoria și tradiția și moștenirea pe care o are un stat ca Marea Britanie. Și atunci, e normal că în contextul actual, unde birocrația bruxeleză de astăzi are această tendință expansionistă, imperială, de a controla celelalte state, un stat cum e Marea Britanie, care are în spate această tradiție de independență, de suveranism, să nu vrea să accepte mizeriile respective. Și s-a votat și au ieșit afară din Marea Britanie, din Uniunea Europeană. Ori, e important și aici pentru România să înțeleagă, și pentru români mai ales. Niciun străin nu are mai mare interes să meargă bine României decât o are un român. Oricine ar spune orice. Un străin își urmează propriul interes. Cu atât mai mult un stat. Statele n-au sentimente. Statele au numai interese. Dacă este în interesul lor să facă o chestie, o fac. Dacă nu, nu o fac. Cine are impresia că vine un stat, Germania, Franța, oricine ar fi statul respectiv, să-ți facă ție acte de caritate, înseamnă că nu înțelege istoria. Ori tocmai pentru că suntem aici în această zonă geografică, la confluența dintre foste trei imperii, Imperiul Țarist, Imperiul Otoman și Imperiul Austro-Ungar, e important să înțelegem și avantajele pe care le avem, dar și riscurile la care suntem supuși și la care ne expunem implicit în zona asta. Ori, acum mai mult decât oricând, e important să ai o clasă politică care apără interesul național mai important decât orice. Dacă să ai o astfel de clasă politică, ai nevoie să ai cetățenii în România care înțeleg lucrul acesta. Da, poate nu-ți place un partid cu tare, poate nu-ți place un om politic cu tare, dar în fond și la urma urmei, România trebuie să fie pe primul loc. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu companiile de drum, de exemplu. Ani de zile au fost hărțuiți toți care au reușit să pună cât de cât pe picioare o firmă de construcții de drumuri și ai astăzi în România o singură firmă românească care poate participa la licitații pentru a face autostrăzi sau drumuri exprese. Vi se pare normal asta? Toți banii, tot profitul care vine pentru astfel de proiecte merg la firme străine. Firme străine care atunci când vine, uite, o criză economică, închid punctul de lucru din România și se duc în țările lor. Și rămânem noi cu ce mai avem pe aici. Orice stat, dacă vă uitați din jurul lumii,
își susține propriul mediu de afaceri, pentru că este capitalul autohton cel care îți creează suveranitate și independența economică. Nu-i capitalul străin. Ori noi ne lăudăm cu capitalul străin care vine și investește în România. Da, investește în România, pentru că scoate profit. În momentul în care profitul respectiv nu mai iese, pleacă de aici și rămân fabrici goale și ce mai rămâne. Din acest motiv spun că e important pentru cetățeni și oameni politici deopotrivă să pună interesul României pe primul loc și un astfel de mod de a pune este pentru a susține capitalul autohton. Vreau să spunem că noi ca români, noi ca stat, poate că îmi duce gândul că am fost nu întâmplător, suntem atâtea milioane de români dispersați în toată lumea și mai ales în Uniunea Europeană, mai ales în vestul Uniunei. Nu întâmplător firmele românești au fost zdrobite, nu întâmplător mulți români au fost zdrobiți la ei în țară și nevoiți să plece de către sistemul, pot să spun, opresiv de stat, pentru că românii au plecat nu numai din cauza vieții grele, dar și a foarte multă nedreptate, aceste abuzuri pe care se văd în fiecare zi, nu numai în justiție, ci aceste abuzuri ale aparatului de stat. Funcționarilor publici. Amicilor funcționari. Toată lumea nu mai dă ordine și te amână și toată lumea nu-ți face un lucru la timp. Această politică de a dezbina românii, oare este întâmplătoare sau este coordonată de cineva? Nu sunt un fan al celor care au teoria conspirativă, dar se văd niște efecte. Acum, ca și eurodeputat, am vorbit ca și o valoare fundamentală a poporului nostru ar fi unitatea. Apoi să fie România pe primul loc. Ați amintit? Corect. Interesul României să fie pe primul loc. În aceste condiții de care ați spus și suntem conștienți și vedem, acum noi cumva suntem constrânși să fim în Uniunea Europeană, conjuncturii economice în care suntem, nu avem altă alternativă. Care ar fi o valoare, încă o valoare, care ne-ar aduce înapoi la matcă, cum ar veni, și ne-ar face din nou un stat, să spun, mai prietenos cu cetățenii și mai un stat care să te facă mândru că ești român? Respectul reciproc. Respectul. Deci, vorbeați despre faptul că mulți români au plecat din cauza atitudinii abuzive a funcționarilor publici în față de cetățeni. Și așa e. Dar motivul acestei, cauza din spate, noi avem o problemă istorică aici, care nu e dezbătută suficient. Dacă ai funcționari publici în vestul Europei, este o tradiție de sute de ani în spatele acelor funcționari publici. Aduceți-vă aminte că statele naționale în vestul Europei apar după 1500. Când a apărut România? Între finele anilor 1800, începutul lui 1900. Deci ei au avut în spate o istorie de 400 de ani până am ajuns noi să avem un stat național. Or, rolul unui stat național este să apere și să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale propriilor cetățeni. Ca să facă acest lucru, ai nevoie de funcționari publici. În vest s-a creat deja o cutumă, este o moștenire, e în fibra funcționarilor publici din vest. Aș mai vrea, pentru că suntem la final de emisiune, scuze că intervin, pentru că suntem la final de emisiune, discuțiile sunt foarte vaste, aveți foarte multe cunoștințe, sunteți foarte bine documentat pe foarte multe chestii și poate că într-o emisiune viitoare vom aborda doar o felie din un capitol din ceea ce am discutat acum, dar aș vrea o întrebare încă, pentru că partidul din care faceți parte este creștin-democrat. Creștinismul sau valorile creștine, unde își mai are rol
în societatea noastră, în politica noastră și în politica europeană, dacă se mai regăsesc pe undeva sau cum le promovați, ca și om, ca și politician și nu în ultimul rând sau în primul rând, ca și creștin. Valorile creștine, acum mai mult decât anterior, e necesar a fi promovate în societate, pentru că fără aceste valori, iudeo-creștine, le-a spune, nu am avea ceea ce noi numim astăzi cultură vestică, cultură occidentală și sistemul democratic la care atât de des facem referire. Avem în momentul de față în lume două gândiri majore, fundamentale. Una care se centrează pe om, gândirea care are la bază această filozofie, cultură iudeo-creștină, și gândirea abuzivă, totalitară, autoritară, care se centrează pe stat. În gândirea, în statele care se centralizează pe om, gândirea pornește de la faptul că statul este în slujba cetățeanului. Și vorbeam adineauri despre această experiență din vest care există în rândul funcționarilor publici. În estul Europei, în cazul nostru, din păcate, există această istorie în spate unde statul a fost mai important decât omul. Și vedem, din păcate, astăzi, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, că încet individul, persoana cu drepturile și libertățile sale fundamentale este dat deoparte și înlocuit individul și persoana cu fel și fel de instituții care suprimă, în fond și la urma urmei, drepturile și libertățile fundamentale. Din acest motiv e important astăzi, pentru toți care se declară, se consideră creștini, sau, și aici nu vorbesc neapărat despre o credință personală ca virtute, în sensul de a crede în Dumnezeu, a crede în Iisus ca răscumpărătorul și Domnul tău, ci de a vorbi, ci de a crede în niște valori care ne-au fost lăsate de cei dinaintea noastră, care au creat acest sistem de care noi ne bucurăm astăzi. Dacă n-ar fi fost aceste valori, nu aveai nici respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, n-aveai respectarea dreptului de proprietate, n-aveai separația puterilor în stat și tot ceea ce înseamnă lume occidentală de astăzi. E important de aceea pentru cei care ne urmăresc să facă un recurs la istorie, să se uite în trecut și să vadă ce a stat la baza acestei civilizații occidentale, să nu uite aceste valori și să încerce să le promoveze pe mai departe. Aici vine și rolul nostru ca oameni politici, cu precădere al PNCCD-ului, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, care are vocația, amenirea și chemarea, spune, de a readuce în prim planul politicii românești, în cazul de față, și al societății românești, aceste valori fondatoare a tot ceea ce înseamnă civilizație vestică, civilizație occidentală și, pe scurt, centralitatea pe om și promovarea rândul funcționarilor publice a ideii că ei, de fapt, sunt în serviciu public și e important să știe că cetățeanul e esența și chintesența unui stat democratic. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat în această ocazie, în această emisiune, și am auzit lucruri interesante despre eurodeputatul Cristian Terheș, despre omul Cristian Terheș, politicianul Cristian Terheș și creștinul Cristian Terheș. Mulțumesc pentru participare, vă mai invităm cu mare drag, la revedere! Cu multă plăcere. Mulțumesc și eu și felicitări încă o dată pentru proiect. Dragi telespectatori, emisiunea noastră Oameni și Valori în seara, cu această ocazie punem o virgulă și un punct. Ne întâlnim la următoarea emisiune cu alți invitați, așa că țineți aproape și să auzim și să vedem Oameni și Valori din țară și de pretutindeni, de mare interes ca noi, ca și națiune, să fim mai buni, să fim uniți și să găsim interesele și obiectivele pentru ca națiunea noastră și țara noastră să fie o țară de succes. La revedere!